Galbiori, hribi, bureți, iuți ne fac cu ochiul de la marginea pădurilor. Sunt delicatese de sezon și pe lângă faptul că sunt gustoase, ciupercile de pădure au și elemente nutritive esențiale pentru organism. Atenție mare însă la speciile otrăvitoare și nu vă încredeți decât în culegător cu experiență. Deși ne strică planurile de a sta la plajă sau a ieși la iarbă verde, ploile de vară sunt binevenite pentru natură și vegetație. Evident, la urmată de două-trei zile însorite, înseamnă o recoltă bogată de ciuperci de pădure care abundă în această perioadă. Dacă nu mergem noi la cules, cu siguranță le găsim pe marginea drumului sau prin piețe. Cei mai cunoscuți și apreciați pe la noi sunt hribii, care din fericire sunt și relativ ușor de identificat. Îi recunoaștem după piciorul cu bază bulboasă și carne albă și fragedă. Cel mai bun mod de conservare în cazul hribilor este uscarea, pentru că astfel dezvoltă o aromă deosebită. La fel de popular sunt gălbiorii sau rechiușele, care au o pălărie în formă de pâlnie cu marginea netedă, când sunt foarte tineri, iar apoi se ondulează. Evident, au culoarea galbenă și cresc mai ales în păduri de foioase și conifere. Sunt multe specii de ciuperci de pădure comestibile, printre care mai putem enumera bureții iuți, cu gust ușor piperat, pălăria șarpelui sau barbațapului. Dar ceea ce dorim să scoatem în evidență este faptul că aceste minuni ale naturii au și un rol esențial în alimentare. Grazie a Grație conținutului scăzut de calorii, ciupercile pot ajuta la prevenirea obezității, un factor de risc pentru foarte multe boli, inclusiv diabet zahara de tip 2, anumite tipuri de cancer și boli cardiovasculare. Acesta conțin și antibiotici naturali care previn infecțiile și grăbesc vindecarea rănilor. De asemenea, ciupercile sunt o sursă bogată de multe substanțe nutritive, inclusiv vitaminele B și D, cupru, minerale și seleniu, un antioxidant puternic care ajută la protejarea celulelor de efectele dăunătoare a ale radicalilor liberi. În plus, ciupercile sunt singurele fructe sau legume care conțin și vitamina D, produse atunci când acestea sunt expuse la lumina soarelui, având și numeroși antioxidanți care ajută la menținerea unei epiderme tinere. În ciuda acestor beneficii, în ultimii ani am văzut cu toții cazuri grave de intoxicații, de aceea nu recomandăm consumul de ciuperci de pădure decât din surse sigure de recoltare. Dacă nu cunoașteți bine soiurile, apelați la specialiști și evitați să mergeți personal la cules.